Prima partidă care se desfășoară la Giurgiu între două echipe naționale a stârnit interesul suporterilor. După estimările oficiale, întâlnirea fotbalistică de astăzi seară de pe Marina Anastasovici, dintre naționalele României și Lituaniei fiind urmărită de aproximativ 7.000 de spectatori. În vederea desfășurării acestei partide, aproximativ 200 de jandarmi din cadrul grupării mobile Matei Basarab din Ploiești și Inspectoratului Județean de Jandarmi Giurgiu vor asigura măsurile de ordine publică pe timpul desfășurării partidei amicale. Au fost adoptate măsuri suplimentare la meciul de fotbal din această seară, în sensul că vor fi prezenți la stadion mai mulți jandarmi decât de obicei, astfel aproximativ 200 de jandarmi din cadrul grupării mobile Ploiești și Inspectoratului de Jandarmi Județean Giurgiu vor asigura măsurile de ordine publică. Acestea vor fi prezenți în zona imediată și apropiată locului de desfășurare a partidei pentru prevenirea și combaterea faptelor care pot conduce la tulburarea ordinii publice înainte, pe timpul și după terminarea meciului. Accesul spectatorilor este permis începând cu ora 18 prin alea Fabrica de Zahăr pentru deținătorii de bilete de la Peluză și Tribuna a doua, alea Plantelor pentru cei care au bilete la Tribuna a doua și prin strada John C. Hardy pentru Tribuna întâi. Organizatorii partidei, Federația Română de Fotbal, a întocmit și dat publicității o serie de reguli pe care fanii echipei naționale prezenți la partida de pe stadionul Marina Anastasovici trebuie să le respecte. Printre altele, la partida România-Lituania, accesul copiilor de orice vârstă în stadionul Marina Anastasovici se va face pe baza biletului de acces. Minorii sub 14 ani au acces în stadionul Marina Anastasovici doar însoțiți de o persoană majoră, întrucât arterele din jurul stadionului Marina Anastasovici vor fi supuse unor măsuri de restricționare a traficului rutier. Federația Română de Fotbal face un apel către suporterii echipei naționale, deținători de bilete, să vină din timp la stadion pentru a evita formarea ambuteiajelor și pentru a participa astfel la fluidizarea accesului în arenă, în zonele turnichetelor. Porțile stadionului Marina Anastasovici se vor deschide la ora 18.